Biblioteca Județeană Alexandru Dobescu din Călăraș a organizat cu sprijinul Muzeului Municipal Călăraș evenimentul cultural prilejuit de apariția volumului de poezie Scaunul cu trei picioare, scris de Mircea Dinescu. Ne aflăm aici în mijlocul cititorilor dumneavoastră și iubitorilor de poezie. Mircea Dinescu nu mai trebuie prezentat, îl cunosc de 52 de ani, el se cunoaște de 70, așa că el să vorbească despre Mircea Dinescu după prezentarea doamnei. Doamnă, da. Aveți cuvântul. Păi zici că nu mai ești. Gata, să spună. Da, da. E și multă lume care se uită la televizor. Multă lume care se uită la televizor, care nu are treabă cu, mă rog, literatura, m-a întrebat un domn, ce e adevărat că dumneavoastră sunteți și scriitor? Că dacă sunt bucătar. Bucătar. Am scris și un timp liber, așa spun. Trebuie să spun că eu, care s-a născut în Slobozia, am trăit tot timpul complexul Călărașului. Când am văzut Călărașul, cred că în 1964, prima dată, față de Slobozia, era chiar un oraș nemaipomenit. Ține, cu ieșire la Borcea, la Dunăre, cu... Noi aveam ialuriți acolo, mai micuți, așa. Pensionar. Dar și cu case vechi, frumoase. Acum nu mai are, bine, s-a întâmplat nebunia industrială, cu bomba de la Hiroshima, care a distrus combinatul, dar mi s-a părut că avea aerul unui oraș adevărat. Mihai, care a fost, era jurnalist la Tribuna, nu știu, venea de fapt din... De la Călăraș. De la Casa de Cultură, am fost aici. Și bântuiam și pe atunci cu cenaturile, nu știu, acum am plecat cu unii cenaturile. Da. Dar am rămas noi în viață. Tu ce era? Da, mare băi, Carl Sandburg are un verice, au murit bizonii, au murit și cei ce au văzut bizonii. Au murit cenaturile și ăia care le-au văzut noi doi mai trei încă. Da. Bun. Eu, cum am spus, în timpul liber mai scriu poezii. După 89 am scris mai mult pamflete, întâi la Academia Casablancu, urmă am avut o revistă foarte mișo, dar am omorât eu ca fraierul, se chema Play cu Boy. Era o parodie la Playboy, așa, dar era mai frumoasă decât Playboy-ul. Urmă, acum scriu în Casablancu, alături de vechii redactor de la Academia Casablancu, domnul Pușcu. Sigur că a pierdut multă vreme și cu televiziunea, și cu agricultura, că m-am băgat în prea multe așa și m-am regăsit foarte rar ca poet. Numai că anul trecut m-a lovit din nou aripa poeziei și am comis această carte de versuri subțirică. Dar cred că pauza a fost binevenită pentru că am mulți mi-au zis, Dumnezeu, zice, știi că am avut sentimentul că sunt scrise în tinerețea ta când erai un poet foarte talentat, așa, pentru că eu am debutat destul de furtunos, ca să zic așa, de la liceu din Slobozia, eram în clasa a 10-a și am trimis la poșta redacție niște poezii. Și au fost publicate în revista Luceafărul. Una dintre poeziile alea din acea vreme a devenit celebră era Sunt tânăr doamnă, dacă o recita Piti și la cenacul cine l-a auzit. Așa. Am debutat într-o perioadă când toată lumea scria la Nichita Stănescu, mai îmbârligat așa, că mă doare urechea stângă din nasul drept și părerea de subtil așa. Eu m-am luat așa, cam mai natural, așa, pe tarlaua poeziei și am scris versuri clasice într-un fel mai să scrii tra-la-la-la-la-la-la așa cu rima e ușor, dar de fapt să scrii poezii modernă în kinga versului clasic e mult mai cumplit decât. Am să vă recit câteva poezii sigur că da. Din cartea asta nouă, câteva din una care a apărut acum 3 ani, Colierul din Pomonă Colibă. Și mai avem și un scurt dialog. Nesundorma. În gara anonimă, dar jos, fără bilet, mă simt ca reumatismul la școala de balet,
privind un stol de fete ce nu înțeleg, râzând că o să-mi cadă toate în brațe vrând nevrând. Purtând stigmatul dulce al durerii în carnea moale, vor pomeni de mine la băile termale și când fustițe scurte s-or veșteji în dulapuri, se vor trata de mine îndelung, cu amare hapuri. Uitând de alfabetul fățarnic al pudorii, se vor lăsa călcate în picioare când trec norii, umflate și lascive, parcă pierzându-și forma, lui picura în ureche fierbinte, nesum dorma, până or să priceapă târziu că reumatismul nu trece, cum nu trece pe lume comunismul. Dar de obrație, vă zic să aplaudăm la sfârșit, ca să nu fie vremea, fiindcă suntem pe fugă puțin, radiografia unei țări. Acum câțiva ani, acum vreo trei ani, am fost în Grecia și stăteam cu un prieten așa și, mă rog, eram peisajul, ne uitam și la fete și la băieți și am ordinat o revelație. O revelație că în vreme ce grecoaicele erau toate scunde, păroase și cu mustăți, grecoaicele erau mai frumoși. Erau ca efebii unii. Și atunci eu aveam o teorie că de-a lungul istoriei, că te uiți la statuile grecești și te întrebi unde dracu sunt frumoși și ea și femeile de vremea aia. Ca să mai vorbesc de Egipt, egiptene și care stat, n-au nicio legătură cu oia de pe așa. Și teoria mea este următoarea, că de fapt, de-a lungul istoriei, eroii au murit curajoși în prima linie și au rămas numai cei de la serviciile auxiliare. Grăjdarii, bucătarii, cei care au luat-o la fugă când pierdeau ăștia războiul, când mureau eroii, se duceau la ei acasă și trăiau cu nevestele eroilor, care erau văduve. Și așa s-au format popoarele moderne. Din mahalale din istorie, din aceste reziduri. Dintr-o fugă și timp. Pentru că asta e realitatea. Degeaba ne dăm și noi. Bă, suntem cadași de pe lună. Păi, de-a lungul Bărăgana au trecut popoare migratoare, mii de ani. Din fericire, sângele nostru destul de amestecat și cei mai frumoși copii sunt din combinații de astea mai ciudate. În fine. Și am scris această, apropo de Grecia, o radiografie a unei țări. N-am spus Grecia să nu se supere ambasada greacă. Elena. Toate definițiile sunt false. Ce-i Titanicul? Vapor sau valsier? Peste vechii greci, ascuns sub mare, plouă cu servicii auxiliare. Mm-hmm. În taverna ieftină Pericle, ne luptăm cu niște piete sticle și admirăm pe după chiparos fete campăroase cu fund jos. Și între glume proaste și libații, ne întristăm că-s mai frumoși bărbații, că la Salamina, la sfârșitul trebii, au murit eroii și au rămas efebii. Scurpă doi, cam atât. În o poezie am scris-o amintindu-mi de o ceremonie de-asta religioasă pe care a făcut-o Gigi Becali la pe stadionul Ghencea Militar, unde a chemat nu știu câți preoți. S-au dat cu busuioc și peste aia care înjurau în tribune și peste jucători și peste, în fine. Din păcate, biserica noastră ortodoxă s-a amestecă în prea multe locuri și vine mai degrabă la albul gat decât să ducă la mărâția și să le arate lumina. Se cheamă poezia Iisus pogorât pe stadionul din Ghencea. Unii cântă codul, alții taie codul. Un morman de vreascuri a ajuns norodul. Ba se aprinde iute, ba se stinge iute, fără să-l doară buzele cu sute. Betleemul nostru îl ratară magii. Le-au furat românii Smirna și Nădragii. Le-au furat și steaua, zisă armatii. Dumnezeu mamii, copilașul tatii. N-o să-ți mai bată gleznele piroane, că o să porți Adidas ferche și cu crampoane, strecurând în plasa porții absolutul, o să te aclame lumea ca pe mutu și cu ochii albaștri, prune de pitești, vei hrăni borfetul numai cu doi pești.